Bună ziua și bine m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Tema pentru acasă. Clasa A, 7A. Suntem spre 18A, 10A 2018. Și pornim la treabă. Completați spațiile punctate de mai jos. E un test, da? Test de test. Da. Test de autoevaluare. Autoevaluare. Ce înseamnă test de autoevaluare? Să mă autoevaluez. Adică să dai seama cam unde ești, da? Da. Cât timp durează, ce faci. Pornim, start. X egal. Valoarea maximă a lui X egală cu X egală cu 53. Valoarea lui, deci 53 pe 105 minus 34 pe 105 și plus 41 pe 105 este egal cu 53 minus 34 plus 41, adică deodată egal cu 42, nu? 42 pe 105, da, și plăsăm așa. Nu, simplificăm. Prin cât? Repede. Vorbești. Prin cât? Prin 2? Hai, cât faci? Nu merge prin 2. Prin 7. Prin 2. Da, prin 7. Da, prin 7. Și cât faci? 6 supra 35. Supra 35, da? Și mai merge prin ceva? De cum? De ce 35? 7 ori 35 fac 105? Deci 10 ori 35. Dar de ce zici tu prin 7? Că n-am înțeles. Eu nu știu ce e un criteriu prin 7. La prima vedere prin 7 te duci deodată? Da. Păi era 40 și 105. Se împărțea. Cine? 105 la 7? Da. Odată, 35. Da. Așa? Așa? Și cât faci atunci? O dată, 15. Și? Deci 15 faci. Da. Că nu 35. 35 rămăseseră și prin 7, da? Și când mai mergi prin cine? Hai. Nu mai mergi prin 3. Da, prin 2 pe? 2 pe 5. Da. Eu aș fi făcut întâi din 3, vedeam foarte repede. Tu ai văzut prin 7 a fost foarte bine. Dar trebuie să fi fost și exact, da? Mergem mai departe, să vedem. Dacă A, 1, 2, dacă A egal cu 2 pe 3, minus 3 pe 4, plus 1 pe 5, 1 pe 6, atunci A la minus 3 egal cu 5. Deci dacă ai 2 pe 3, minus 3 pe 4, plus 1 pe 6, sunt la cea ajunitor. Da? Hai, cu... Care e numitorul comun? 24. 12. Cel mai mic. 3, primul cu 3, 4, al doilea cu 3 și ultimul cu 2. Și face cât? Egal mai departe? Egal cu 0. 12, 8, minus 9, plus 1, 1, minus 1 plus 1, 0. 0. Și atunci, A la minus 3, egal cu 0 la minus 3. Cât face? Minus 1. Cum ți-a dat? Nu, 0, de 0. Deci 0, 0 la minus 3, da? Da. Și cât face? 0. 0. 0 la orice putere egal cu 0. Deci 0 face, da? Altceva. 3. Să zicem așa, x egal cu minus 3 pe 4, totul la 3, ori minus 3 pe 4, totul la 5, și toată asta la puterea, totul de împărțit la minus 3 pe 4, la a 3, și totul la a 2. De atunci, de aici se rezulte cu cine este egal 2x. 2x minus 1 pe 2x. Egal cu 5. Noi lucrăm aici la x.
Cât face? Păi 3 ori 5. Așa. 15, 3, minus 3, 4, la 15. Deci egal cu minus 3 pe 4, totul la puterea 15. Nu împărțit la... La minus 3, supra 4, totul la 6. Totul la a 6. Și face minus 3 pe 4, totul la puterea... Totul la puterea... 9. A 9. Da, minus 3 pe 4, la a 9. Deci rezultatul este minus 3 pe 4, totul la a 9. Și cât ar face dacă să vrem să ducem mai departe? Noi nu avem atâta. Vrem 2x, 2x minus 1 pe 2x. Deci atunci... Dar domnul ăsta am o întrebare, cred că am, nu știu, cred că am greșit eu. Zici, zici. Acolo la minus 3 supra 4, ori 3, minus 3 supra 4, ori 5, vreau să fac 3 ori 5 sau 3 plus 5? Tu ce zbănești? Plus. Dar de ce nu ești? Nu, prima dată m-am gândit ori. Că era ori între ele. Că era ori între ele. Da. Adică 2 la 3, ori 2 la 4, cât faci? De la 8, la 7. Deci ce ai făcut? Ai copiat baza și ai dat exponenții. Da. Pentru că aici e 2, 2, 2, 2, dividor este de 3 ori. Și aici 2, 2, da. Ori 2, ori 2 de 4 ori. Și câți de 4? 2 este, sunt în total. La 7, da? Da. La 7. Mm-hmm. Și atunci cum este corect aici? La 8. La 8. Da? Și împărțit la minus 3 pe 4 la 6. La 2. Face la a 2. Da. Deci asta este, da? Atenție multă. Da. Și atunci vom avea egal mai departe aici. Păi x-ul 2 ori 3 minus 3x la a doua. Cât face minus 3 pe 4 la a doua? Hai să facem și calculul aici. Poate reușim că nu la 8 pe prima. 9 supra 16. Face 9 pe 16. Și atunci am 2 ori 9 pe 16 minus 1 supra 2 ori 9 pe 16. Da. Egal cu? 2, 18 sub... Nu, dar nu putem simplifica mai întâi. Adică. 2 cu 16. Da. Face 8. 8. Și la ce am zis? Așa, așa face cât? 9. Supra 8. 9 pe 8. Minus 1 pe... 1 pe 9 pe 8. 1 pe 9 pe 8. Care face? Întorchim 9 pe 8. 8, 8 pe 9. 9. 8 pe 9. 8 pe 9. Și egal mai departe. Și acum o să... Cât face? Câte-i rezultatul? Să duc la același numitor. Hai, tante. Îți povestești prea mult și stai timp pierdut. E 0. Lucrează acolo. 0. De ce? E 0. Păi pe primul înmulțesc cu 9 și pe a doua cu 8. 9 ori 8, 72, 9 ori 8, 72, 72 ori 7. E mai desperat. Pe prima este cu 9 și pe cealaltă cu 8. Da. Și ce faci? 70, 81, 81 minus 64, supra 72. Și este egal. Dă 17. 17 pe 72. Da. 17 pe 72, oare să simplifică prin ceva? 17 e număr prim, nu? Nu. Și ar trebui să 72 se parte la 17. Nu, cred că se poate. Nu se poate. Deci nu se poate. Concluzie, așa rămâne. Da. Mergem mai departe, să vedem un alt exercițiu. Ia să vedem următorul. Minus 9 pe 6, minus 9 supra 14, ori minus 56 supra 27, ori minus 3 pe 4, este egal cu... Ia să vedem cu cât. Tu, răspunsul, păi, 27 se simplifică cu 3.
Da. Nu mai întâi simplifică cu, de fapt, 9 cu 27 și 3 tot cu 27. Da. Și rămâne 56, se împarte la 4. Deci, 9, 27 și 3, am înțeles. Aici 56 cu 14, da? Da. Rămâne 2 și aici cât? 14. A, nu, i-am împărțit prin 4. 4 și cu 56? Da, și mi-a dat 14. 14. Și acum, 14 cu 14? Și face? Minus 1 pe 1, minus 1, plus 1. Nu, minus 1. Păi minus 1, că stai de minus. Că n-am văzut minus 1. Da, trei de minus. Mergi mai departe, la tristul. Așa. Să zicem, 4,32 împărțit la minus 0,12 împărțit la minus 10 și 4 pe 5 egal cu, deci 4,32 împărțit la minus 0,12 împărțit la minus 10 pe 4 și 4 pe 5 egal cu, tu răspunde repede, calculul. 432/100 ori 100/12. Corect. 100/12. Ori. Ori. Minus 5/54. Deci minus 5/54. Minus 5/54. 100/100. Da. 432/12. Nu știu dacă simt direct cum vezi pe ce. Ia să vezi tu. Oare 54 cu 432 nu merge de date? În 54? Îți merge de 8 ori. 8 ori 4, 32, 8 ori 5, 40, numai bine. Da. Deci de 8 ori, aici. Și 8 cu, de 4 ori. 8 cu 12 prin 4 și rămâne 2, 63. Și 2. Am mai fac 2 ori 5, minus. Adică minus. Nu e. 10. Plus. Deci plus. Am 2 de minus. Unde avem 2 de minus, da? Minus, da? Minus, corect. Facem în total plus 10 pe? Pe 3. Pe 3. Pe mateiști. Să vedem altul. Mm-hmm. 5 pe 2 minus 7 pe 3 plus 9 pe 4 minus 11 pe 5 plus 13 supra 6 plus minus 17 pe 5. Vedem că alternează, da? Minus 17 pe minus 17 minus 15 pe 15, dacă 15 pe 7. Deci aici 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sus sunt numele 5, 7, 9, 11, 13, 15. Care ar fi următorul? Plus? Plus minus 17. Nu, că alternează. După ce văd minus, mai plus 17. 17 pe 8. 8. Minus. Minus 19 supra 9. Așa. Plus 20 supra 10. Așa. Plus minus puncte, puncte. Plus minus așa, până unde zice aici. Până așa, până 213 supra 106, 100, 1006, pardon, minus 2015 supra 1007, plus 2017, 2017 supra 1008. Deci asta ar fi exercițiul pe care trebuie să-l facem. Să vedem cât este aici.
Deci 5 pe 2 minus 7 pe 3, plus 9 pe 4 minus 11 pe 5, plus 13 pe 6 minus 15 pe 7, plus 17 pe 8 minus 19 pe 9, plus 20 pe 10 și așa mai departe. Egal cu. Cum ai gândit-o aici? Eu nu m-aș comenta. Că devine o fracție, adică să pe 5 pe 2 minus 7 pe 2 să înmulțesc cu 3 pe primul 11 pe 2 îmi dădea 1 pe 6. Pe aia îmi dădea 1 pe 7 plus 1 pe 8, cred. Nu știu că mă gândesc eu. Da! Așa-i face? 1 pe 6 plus 1 pe 7 plus 1 pe 8 plus 1 pe 9 plus 1 pe 10 plus puncte, puncte și să calculez la final. Și adunarea ce crezi că putem face? Da. Pentru că o să mulțim 1 pe 5 plus am 1 pe 6, nu? Înmulțăm toți numitorii cu 5, deci o să am 5 supra 6 plus 5 supra 7 și pe 6 o să scriu ca 7 minus 1 pe 6 o să scriu ca 7 minus 1 pe 7 o să scriu ca 8 minus 1 așa. Duc în acea sumă care o știm noi și cred că sper să-mi dea rezultatul. Deci eu mai pe mâna ta, da. Sentimentul meu este că muncim mult. Dar hai să scrie pe 5 pe 2 ca fiind 4 plus 1 pe 2. 7, să scrie ca 6 plus 1 și îți distribui în numitor. Deci este cum îți propun. Zic așa, 5 pe 2 să fie scris ca fiind 4 plus 1, totul pe 2, care înseamnă 4 pe 2, 4 pe 2 înseamnă 2 și plus 1 pe 2. De acord? Dincolo, 7 pe 3, să scriem ca fiind 6 plus 1, totul pe 3, care înseamnă 6 pe 3 și face 2, plus 1 pe 3. Și atunci greșit se transformă în... Iată să vedem ce spune. 2 plus 1 pe 2, din primul echipaj. Minus, al doilea cât este, te rog? 2 plus 1 pe 3, da? Da. Plus celălalt 2 plus 1 pe 5. Că știi de ce? Da. 11 s-a scris ca 10 plus 2, da? Plus, minus, că iată am zis aici, plus, era plus minus, 2. Plus 9. Care trebuia zis aici, 2 plus 1 pe 4. 2 plus 1 pe 4. 2 plus 1 pe 4. Așa. Minus 2 plus 1 pe 5. De acord? Da. Plus 2 minus, plus 1 pe 6. Minus 2 plus 1 pe 7. Și așa mai departe, punct de punct. Aici vine 2 plus 1 pe 1006 minus 2 plus 1 pe 1007 și plus, te rog, 2 plus 1 pe 1008. Și acum 2 minus 2, dacă schimbăm, facem repede calculul, apare așa. 2. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Deci 1 pe 2 vine, ai spus bine, 1 pe 2 minus 1 pe 3. Din echipajul ăsta, da? Plus 1 pe 4 minus 1 pe 5. Plus 1 pe 4 minus 1 pe 5. Plus 1 pe 6 minus 1 pe 7. Plus 1 pe 8 minus 1 pe 9.
așa mai departe, puncte, plus 1 pe 1006 minus 1 pe 1007 plus 1 pe 1008. Și acum? Am blocat? Hai să mai gândim, mai facem un pas totuși, nu, nu ne pierdem cu firea. Dacă facem calculul aici, așa ducem la, la același numitor, vine 3 minus 2, 1. Și vine 1 supra 2 ori 3. Nu vine așa? Plus, dincolo, dacă din echipajul ăsta facem calculul, cât vine? 1 supra 4 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 6. 6 ori 7. 6 ori 7, da. 6 ori 7. Plus 1 supra 8 ori 9. Și mai departe, plus puncte, puncte, plus 1 supra 6. Da. Ori 1007 plus 1 supra 1008. 1 supra 1006 ori 1007. Deci, i-au fost 2 câte 2 și ultimul echipaj, ultimul echipaj este ăsta. Trebuie să-l vedem. Păi, dar cum este echipajul ăsta? Deci nu este acela, nu? Că noi n-am luat așa, am într-un fel am luat timp plus. Așa, rămâne asta singur la mine, nu? Deci, cât ar rămâne aici? 1006 ori 1007 și plus 1 supra 1008. 1008. Și e calcul. Ei, aici dacă vedem, nu constatăm că nu se leagă deloc între ele. Ce observație putem face? Ele se leagă, așa sunt alternante, da, de acord, dar numai că nu avem aici posibilitatea să descompunem ca o sumă de o diferență de termen consecutiv să facem suma aceea. Vezi că nu se duce peste acolo. Atunci o altă idee ne trebuie. Cât de continuăm 1 pe 6 plus 1 pe 20 plus 1 pe 42 plus 1 pe... Unde? Și dacă jos, le mulțim. Păi, ce am făcut? Care e scopul? După aceea ce facem? Ne ajută la ceva? Nu ne ajută. Nu. Deci nu ne ajută la nimic și nu are rost să facem asta. Așa. Să vedem dacă ne vine în minte o idee încât să putem organiza așa ghișițiu. Altfel nu merge așa la calcul în totalitate, nu le descurcăm. Hai vedem o dată dacă am luat corect. Deci, e greșeala mea. N-am luat ghișițiu până la capăt. Deci am scris o primă bucată, mă vezi tu până aici. Și am zis să termină ghișițiu. De aia nu se termină. Nu era calculabil suma și mă gândeam, dar totuși nu-i ceva nu-i în regulă. Ia uite. Deci nu se termină aici ghișițiu. Aici este o primă bucată. Așa. Și vine minus mai departe. Minus. Minus, a doua bucată pe care n-am urmărit-o, minus în paranteză 1 pe 2, minus 1 pe 3, minus 1 pe 4, minus 1 pe 5, plus 1 pe 6, minus 1 pe 7, și urmă mai departe puncte, plus 1 pe 1006, minus 1 supra 1000, 7, plus 1 supra 1008. Iată, așa arată ghișițiul. Egal cum.
observăm? E, n-am exact ce e. Bucata asta era cea care ne lăsese să ne aminte? Adică e galba din parte. Și bine, cum am zis, 2 minus nu știu ce. Egal cu 0. Și face toată 0. Că e prima parte care e asta de aici. Da? 1 pe 2, minus 1 pe 3, plus 1 pe 4, după și descompus, minus 1 pe 5, puncte, puncte. Și minus aceeași bucată. Și face 0, mai spus. Da? Asta calculată nu era posibil. Așa încât cu bucata a doua, tocmai pe ce o care a rămas după ce am transcris, este bucata minus aceeași bucată și face 0. Da? Asta este calculul pe care l-am găsit. Mergem mai departe, să vedem un alt exercițiu. Aici, ai văzut? Sigur, greșeala este acum apropiat în trei exercițiu. Dar ideea de a mulți acolo anumitor nu ne-a ajutat cu nimic. Nu, că eu te dai exemplu ce am fost, nu? Da, da. Numele mare acolo și era imposibil de părăsit. Da, da. Încercați răspunsul corect. Două puncte. Minus 4 pe... Minus 8. Minus 8 pe 47. Ori. Minus 13 pe 48. Minus 7 pe 32. Minus 7, minus 13 pe 18, plus 7 pe 12, ori minus 10 pe 9, este egal cu... Este cât rezultatul aici? Că să dăm deodată răspunsul. Nu. Sunt mai multe variante. Noi calculăm corect. Să lucrăm corect aici. Egal cu... Vorbește. Minus 13 pe 48, minus 7 pe 32, minus 13 pe 18, plus 7 pe 12, minus 10 pe... Păi acolo trebuie să așa numitor. Deci, în paranteză, numitorul comun cât este? Puteți să facem mai mic motiv comun. Exact. 448 plus egal cu... Nu, 48 plus. 48 egal cu... 2, 24, 2, 7... 3 ori, 3 la 4. Da. 32. Face 2 la 5. Da. Și acum am doar gomă care este. 3 ori 2 la 5. Da. Încât pe prima o amplificăm cu... Cu un 2. 2. Cu 2 cu 3. Și al doilea cu un 3. Și numitor comun aici, între 18 și 12. Spune 19 egal 3 la 3, nu 3 la 2 ori 2. Deci 18 egal cu 3 la 2 ori 2. 12 egal cu... 12 egal cu 3 ori de la 2. 3 ori 2 la 2. Și numitorul comun este 2 la 2 ori 3 la 2. Da, da? Primul cu un 2 și patrulea cu 3. Așa. Și acum, minus 8 pe... Minus 8 pe 47. Ori. Minus 26 supra... Minus 26, minus 21. Da. Supra... Supra 48 ori 2. Cât este? 4. 48 2. 96. 96, corect. Nu mai punem nimic. Minus. Minus 26. Plus 21. Da. Supra. Minus 5. Nu? Ai zis 26. Plus 21. Minus 5 pe... 5 pe 18 ori 2 36 ori 10 pe 9. Minus 10 pe 9 și egal cu minus 8 supra 47, da, ori
Minus 45. Minus 47. Că e minus 27. 47, da, 47. Oare minus 47. Supra 96. Da. Minus, minus 47. Minus? A, minus 5. Supra 36. Minus 5 supra 36, ori minus 10 supra 9. Și egal cu? Minus 8 supra 47. Se duce 47 cu 47. Da. 8 cu 96. Prin cât? E 8 chiar. Da. O dată, de două ori. Și minus cu minus face plus. Face 1 supra 12. 12 minus. Da. 36 cu minus 10. Prin cât? Prin 2. Adică 5 aici 5. Și 18. Da. Deci vine cât acolo, la mulțirii minus 25. Cu minus face plus. Da. Deci vine 25 supra. 25 supra 18 ori 9. 18 ori 9, lasă așa. 18 ori 9. Și aici chiar 2 ori 9. 2 ori 9, da? 2 ori 9 ori 9. Da. Și care e numitorul comun? Aici este 3, de la 2 ori 3. 3. Păi pe al doilea înmulțim cu 2. Deci pe al doilea înmulțim cu 2. Că ai 2 la a doua din cauza asta. Și pe primul înmulțim cu 3 de 2. 3 de 3. 3 de 3, adică 27, da? Da. 27. Da. Și atunci face 27. Minus 50, așa e? Da. Supra 2 la a doua, ori 9 la a doua. Da. Și face la scădere? Minus 3, nu? Da. Minus 3 supra 2 la a doua, ori 9 la a doua. Dar nu mai mult, nu minus 3, n-am pus minus 3. Minus 20... Minus... 23, 23. Da? Minus 23, supra 2 la 2, 9 la 2. Minus 23, prim de 23. Da, mai vedem încă o dată, minus 8 pe 47, minus 13 pe 48, minus 7 pe 32, minus 13 pe 18, plus 7 pe 12, înmulțim cu minus 10 pe 9. Minus 8 pe 47, am copiat, da? Aici numitorul comun este 96. Deci cu un 2, minus 26. Și aici cu un 3, minus 21. Face minus 26, minus 21. Vom vedea aici, minus 47, de acord? În partea asta, numitorul comun este 4 ori 9, 36. Și aici amplificăm cu 2, minus 26. Așa am zis și noi. Și 3 ori 7, 21. Ai bine tot. Deci e bine. Și atunci, minus 8 pe 4, deci minus 26. Trebuia să punem... E bun minus 26. Și aici când ne-am dat minus 26 plus 21 face minus 5, nu? Da.